Vă salut, bine v-am regăsit, bine ați revenit din nou pe canalul meu. Pentru astăzi voi discuta despre un parfum al casei Penhaligon's. Eu îl dețin în variantă de eșantion, aici este bucletul, respectiv Fiola. Parfum care face parte din colecția Portraits a celor de la Penhaligon's, apărut în 2016 pe nume The Tragedy of Lord George. Creator pentru acest parfum este tăticul, cu ghilimele de rigoare, tăticul ambroxanului Alberto Morias. Bun, deci discut despre un parfum săpunos în special, pentru că acest parfum, chiar dacă sună un pic mai, hai să-i spunem, mai morbid, nu morbid, cât mai degrabă un pic așa cu o mină serioasă, dacă pot să mă refer în acest fel, este un parfum totuși dedicat sezonului cald. Este un parfum săpunos prin excelență. Compoziția este destul de simplă, adică nu este o compoziție foarte plină, cum se întâmplă la alte parfumuri de la acest brand, cât mai degrabă este o compoziție sumară, din ce am găsit pe site-ul de specialitate, ca de asemenea și pe site-ul producătorului. Respectiv, în deschidere regăsesc săpun și rom, în inimă tonka, iar în bază ambroxan. Trebuie să spun că acest parfum îmi place. Este un parfum care de asemenea performează foarte bine. Deci cei care sunteți pasionați de parfumurile săpunoase, v-aș da câteva referințe aici, de exemplu Mugler Cologne sau Bobo de la Carnel Barcelona. Nu sunt perfect identice, dar cel puțin tendința aceasta proaspătă, luminoasă, efervescentă, care se regăsesc în cele două parfumuri enunțate, le veți regăsi și în acest parfum. În acest parfum există totuși o tendință ascuțită, o tendință chiar care pe mine nu prea mă încântă. E posibil că această tendință ascuțită să vină și dinspre ambroxan, ca de asemenea și dinspre nota de rom, care se combină cu nota de săpun. Dar astea sunt, hai să spunem, detalii care le pot considera subiective. Ideal și ideea în sine este de a testa parfumul dacă aveți ocazia. Bun, deci haideți să vedem. La aproximativ 12 ore de la aplicare, este un parfum care totuși performează, deci la 12 ore de la aplicare există o tendință săpunoasă, foarte curată și în același timp ușor, aș putea să-i spun, picant, condimentat, ascuțită, cam așa aș putea să descriu ceea ce simt eu prin prisma aceasta a tonalității ascuțite. Este un parfum liniar, nu se schimbă, nu evoluează, nu se transformă, cât se menține cam în aceeași tendință. Haideți să aplic să vedem un pic și diferența dintre bază și... Da, de-abia, de-abia. Am avut probleme cu acest atomizor de la Eșantion, dar cel puțin am reușit să mai aplic acum. Da, în deschidere, nota săpunoasă este mult mai predominantă. Chiar dacă se regăsește rom în parfum, nu simt această tendință licoroasă pe care o resimt în alte parfumuri care conțin de asemenea rom. Deci, dacă sunteți un pic rezervați vis-a-vis de o notă licoroasă într-un parfum săpunos, nu dezarmați, încercați-l înainte de toate, pentru că veți vedea că nota de rom nu este un jucător important în acest parfum, cât nota de săpun, de asemenea nota de tonka și ambroxan. Nu știu care ar fi rostul acestei note de rom, dar aș putea să mă gândesc că în deschidere există o tentă mult mai fresh, mult mai sterilă și s-ar putea ca această tendință sterilă, fresh, să vină și dinspre influența notei de rom. Miroase bine, miroase foarte curat, miroase cu o tendință mai matură, deci chiar dacă este un parfum de vară, un parfum săpunos, are totuși un caracter mai matur din punctul de vedere al manifestării. Parfumul figurează unisex, poate fi purtat de o potrivă de ambele genuri, este un parfum, așa cum am spus și am menționat pe parcursul acestei recenzii, un parfum de sezon cald. Ceea ce înseamnă că, cu predilecție, final de primăvară, toată perioada verii și începutul toamnei, acest parfum este cel mai potrivit și se manifestă cel mai bine în acest mediu de temperatură sau medii de temperatură. Ținută, ocazii, îl consider un parfum de zi cu zi, un parfum de, hai să spunem, de toată ziua. Este un parfum care îl găsesc ușor de purtat, destul de versatil, poate fi purtat de la, hai să spunem, un casual elegant până la o ținută formală, pentru că se armonizează foarte bine acest miros curat, cu o tendință fresh și în același timp ușor picant, condimentat,
hai să zicem, se asezonează cu o varietate de combinații vestimentare. Deci, din acest punct de vedere, puteți purta parfumul pe întreaga perioada zilei, indiferent de principiu de ținuta pe care o aveți, excepție ținuta sportivă. La capitolul concentrație și volum, parfumurile din colecția Portraits vin într-un singur volum, respectiv 75 ml. Concentrația este apă de parfum în cazul acestui The Tragedy of Lord George. Preț de raft 235 de lire sterline. Asta convertit în euro se duce undeva la 250-260 de euro preț de raft. Nu știu în ce măsură acest parfum poate fi găsit în diferite surse la oferte care să îl facă mult mai abordabil, dar consider că prețul pentru ceea ce oferă parfumul miros performanță este un pic cam mare, adică este un miros totuși întâlnit și la alte branduri, la parfumuri care se manifestă cam în aceeași tendință și olfactivă și din punctul de vedere al performanței, dar la niște prețuri mult mai temperate. Și totuși discutăm despre un parfumier care s-a făcut remarcat pe partea de parfumuri de designer, Alberto Morias. Pe partea de performanță, o performanță foarte bună, chiar dacă discutăm despre un parfum de vreme caldă, influența notei de ambroxan se resimte pe partea de performanță. Longevitate, în cazul meu, de minim 12 ore, cu o proiecție foarte bună undeva la 5-6 ore. Sunt super încântat pe partea de performanță, de asemenea sunt foarte încântat și pe partea de manifestare a parfumului. Nu este un parfum super complex, nu este un parfum pe care nu l-am mai simțit, cel puțin din punctul de vedere al aromei generale, dar se manifestă foarte bine și rezonez suficient de mult cu acest parfum, astfel încât dacă sunteți pasionați de parfumuri de vară cu o tendință soapy, săpunoasă, The Tragedy of Lord George chiar merită atenția voastră. Acum că am lămurit toate aspectele tehnice, o concluzie și o notă pentru acest parfum. Este un parfum frumos, efervescent, cu sclipici colorat, ca să-i spun așa, foarte versatil, de asemenea cu o tendință destul de user-friendly. Acest gen de miros se va fi resimțit poate și la alte branduri și la alte parfumuri, deci nu este ceva care să te răvășească, dar cel puțin din punctul de vedere al unei arome destul de versatile și ușor de acceptat, acest parfum, acest lucru îl transmite. Așa cum am spus, are o tendință mai matură, cel puțin așa îl pot percepe, dar asta nu îl face de evitat de către cei care sunteți, de exemplu, sub 30 de ani. Merită încercat, dacă vă sincronizați cu ceea ce transmite parfumul, nu contează vârsta, în definitiv trebuie să vă placă cum miroase și cum se așează pe voi. Dar din punctul meu de vedere consider acest parfum de nota 8.75. Nu este un parfum revoluționar, dar este foarte bine făcut, partea de performanță este foarte, foarte bună, iar pentru sezonul estival genul acesta de miros va fi tot timpul, hai să spunem, în trend. Deci 8.75, iar acestea fiind spuse, voi pune capăt aceste recenzii aici. Mi-a făcut plăcere să discut din nou despre un parfum de la casa Penhaligon's, un parfum creat de către Alberto Morias. Ca întotdeauna vă mulțumesc că pe parcursul acestei recenzii m-ați urmărit, îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare când ne vedem într-un nou clip, vă salut pe toți, numai bine!